Așadar, doamna doctor, ce ar trebui să facem pentru aspectul nostru fizic, astfel încât să arătăm cât mai bine și sănătos, cât mai mult timp? Bună dimineața! Bineînțeles că totul începe cu o consultație. Trebuie să ne prezentăm la doctor. Ce ar trebui să facem astfel încât să avem o piele frumoasă și sănătoasă, cât mai mult timp? Pe lângă stilul de viață sănătos, managementul stresului, ar trebui să ne preocupăm și de rutina de acasă. Cel mai la îndemână până trebuie să folosim o gel de curățare blând, dar mai ales ulterior să folosim... Adică soarele ne îmbătrânește? Si. Putem să vorbim despre riduri sănătoase și riduri nesănătoase? Ridurile în general sunt firești, n-ar trebui să le vedem ca pe ceva, dar cele care apar pe suprafața pielii, care apar... Este ceva ce ține de noi sau ce putem face astfel încât să ne regenerăm pielea? Pielea se poate regenera, și care s-a demonstrat că ar avea studii încetinim procesul de aging. Aici vorbim despre un senior de 60 plus versus o doamnă. Ca fiind mai în vârstă decât poate partenerul de viață. Vă mulțumim foarte mult pentru aceste sfaturi extrem de utile.